Absolvenții de clasa a 12 au aflat astăzi notele la examenul de bacalaureat. În județul Gorj, promovabilitatea a fost de 57,42%. Cei mai mulți spun că sunt mulțumiți de notele pe care le-au obținut. Au fost însă și elevi care au spus că meritau o notă mai mare și au făcut contestație. 9 și 10 la română, 8,80 la mate și 9,40 la biologie. Deci a fost puțin la matematică, dar a fost bine. Nu a fost chiar. Rezultat, am luat 9 și 16. E un rezultat la care, sincer, mă așteptam după un an întreg de muncă și... Ce liceu ai terminat? Am terminat Colegiul Național Tudor Vladimirescu. Am făcut stația la geografie pentru că sunt convins că am peste 9. Deci crezi că ai făcut mai mult? Da. Și mă aștept la media generală, 9 și... A fost greu? Sincer să fiu, nu. Mi s-a fost destul de ușor anul ăsta, în comparație cu alții ani. 9,26. Ești mulțumit? La română nu, o să depun contestație. Consider că ai făcut mai mult? Sigur. La Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu, toți elevii au promovat. De asemenea, aici au fost înregistrate și 3 medii de 10. Printre elevii care au obținut nota maximă se numără fica directorului Inspectoratului Școlar Județean Ișvan Ioana Patricia, Florescu Ana Mihaela, dar și Mergea Adina Gabriela. Spre satisfacția noastră, în acest an, la promoția din acest an, avem 100% promovabilitate. Sunt doar 3 candidați din generațiile anterioare care n-au întrunit media 5,70 sau 5,80, dar pentru promoția, deci pentru absolvenții de anul ăsta, probabilitatea este 100%. Și ce ne bucură foarte tare e că avem și 3 note de 10 la elevii Ișvan, Florescu și Mergea. Lucru deosebit. Notă mare a luat și Andreea Banța, fica fostului prefect de Gorj, Victor Banța. Aceasta a promovat bacalaureatul cu 9,05. Au fost însă și școli unde un singur candidat a promovat examenul. Este cazul Liceului Tehnologic din Stoina, unde un singur tânăr a luat notă de trecere.